Salutare, amigos, bine v-am regăsit din nou, eu sunt Marian Dontigaie. Trebuie să cerem să vină să ne ia gunoiul, prieteni. Haideți să cerem să vină să ne ia gunoiul. Perfect, avem un client aici. Opa! O, ăsta desenează, frate. Ăsta desenează la pe pereți. E pe aici. Pleacă, mă, de aici. Trebuie să dau un el ca să nu deseneze, că ăsta desenează benzineria. Pleacă de aici. Pleacă de aici, răutate. Bă, stați așa că vine ăsta să-mi arunce, să-mi ia gunoiul. Și să-l punem și peste aici. Ni. O, dar ce bine l-am aruncat. Dar ce trebuie să facem? Stați așa puțin. Vedem pe partea asta. Aha. Trebuie să mergem să cumpărăm... Trebuie să vopsim benzinăria. Ok. Hai că mi-a deblocat și ăsta dacă e. Ce că să... Pintura... Ok. Pe shift alegem culoarea, da? Putem să alegem, momentan nu putem să alegem altă culoare decât, cred că este doar alb până acum. Dar stați așa că nu înțeleg care-i baiul. Am înțeles. Să menținem acel triunghi din ăsta verde. Și vopsește. Ok, hai că facem treabă bună, mă, nene, mă, vopsim. Hai că totul prinde culoare. Totul prinde culoare, reîmprospătăm aici un pic nebunile. Haide, boss. Spătăm un pic aici. Nu, no, păi dacă nu văd. Îmi pui cercul la jos așa, nu văd. Bun. Dar la ce a făcut, mă? Stați așa că la fiți, fii atent că l-a venit și mi-a luat gunoiul celălalt. L-a venit și mi-a luat gunoiul celălalt, prieteni. L-a venit și mi-a luat gunoiul celălalt, cred. Și dacă trebuie să mai fac o cerere să vină, să mai chem un camion de gunoi. Vine să-mi ia, ia stai că poate vine celălalt acum. M-am două cuburi aici. Ce să facem? Trebuie să vopsim asta până acum, până una alta. Stai acolo. Ne. Mai îndă și pe mine câteodată că na. Așa e când vopsești și nu ești expert în, vopse. Perfect. Nu, bossule, stai așa să facem tot, dacă tot facem, nu? Vreau să-l văd pe ăla, dacă a venit și mi-a luat gunoiul de aici. Să-l poți stai ca în panoramă, uite-te, uite-te cum face ăla. What the fuck? Deci acum am și să vopsesc și aici. Și dacă pot să vopsesc tancul de... De benzină. Nu cred că mă lasă. Avem de vopsit aici, prieteni. Trebuie să vopsim, că n-avem ce să facem. Trebuie să o fac pe toată albă. E important. Gemurile astea rămân așa nașpa? Ah, uite, bă, puteam să aleg culorile, mă. E? Șmecher, tată, ia. Aici putem să o facem albastră. Ai. Dar n-am și eu cum să aleg culoarea. Nu contează că benzinările au mai multe culori, știi? N-au doar alb. Așa că aici unde e pe spate o lăsăm și noi pe albastru.
Nu contează culoarea, putem să o schimbăm noi când dorim. Problema e profitul și toate încasările de care avem nevoie. Ca să ieșim mai departe cu asta. Vedeți? Dar normal și normal. Stai așa să-l facem pe ăsta albastru. Normal și normal, benzinările sunt Sanchi portocalii, dar nu, nu știu ce culoare am aici. Probabil cu nivelul, că ați văzut că e pe nivele acolo. Nu-mi place asta, nu-mi place culoarea asta. Ce culoare e asta pentru benzinărie? Mai miște albastru. Mai miște albastru, să iasă în evidență, știi? Fucking shit. Băi, e greu să controlezi asta, nu-i chiar așa ușor, pentru că trebuie să apeși. Hai că o facem aici în față, o facem albastră. O facem bicolor. Da? Nu știu dacă pot să vopsesc înăuntru, cred că nu pot. Înăuntru aș face alb. Așa facem acum, prieteni, cu... Uite-mă stâlpul. Bă, trebuie să vopsim și stâlpii, fiți atenți. Bă, stați așa, stați așa. Hai, dei. Și stâlpii sunt ai dreacu de greu de vopsit. Stați așa, păi știi, facem alb, mă. Ia stai. Nu? Hai că e sexy așa. Ăsta alb, tot așa. Și unde e vopsit alb, face stâlpi albaștri. Bine, asta depinde pe viitor ce culori o să ne mai deblocheze. Alb, să vedem ce culori. A, trebuie să vopsesc și streașinea, fii atent. Păi, ești nebun? Facem sus pe... Nu, tati, pe aici trebuie să facem, aici trebuie să facem cu galben. Nu? Ia, nu. Ăsta de vopsit. Ok. Acoperișul putem să-l facem cu asta. Știi? Ia să vedem. Bine, e un... Ăsta... Ia dă-mă să vedem negru cum iese. Să vedem cum iese, știi? Mai combină mai multe culori. E, mai mișto așa. Griu ăsta. Nu? Ăla-i. Avem de muncă, prieteni. Aici nu e așa cum credeți voi. Nu e greu să... Banii însă câștigă foarte greu. A, hai că cred că a plecat și ăla cu... A venit să pună benzină și... Aschi, mi-e important să facem treaba aici. După aia facem bani, da? Prima dată... Știi cum e? La mine nu-i clientul nostru, șeful nostru. La mine... Dar bine că eu pot să închid, știi, momentan, pot să mă duc să închid, dacă vreau. Dar e bine că facem și bani pe moment. Facem și bani. Aici facem albastru, stâlpul ăsta. Trecă unde-i vopsit cu alb, facem albastru. Ok. Bă, dar geamul nu merge, mă, să-l vopsesc. Deci geamul nu mă lasă, vopsește toată porțiunea direct. Dar ești mecher că poți să vopsești pe porțiuni, vezi? Nu ți vopsește totul. Ok. Aici punem negru, că trebuie să ne urcăm sus înapoi. Ok. Haideți să terminăm cu acoperișul. Și lasă că o facem noi curcubeu mai încolo. Facem frumos, așa, când mi-a deblocat celelalte culori. Dați și voi clipul mai în față dacă este să vă plictisească chestia asta. Dar ce să fac, trebuie să vopsesc. Zice că... Ei. Dacă vă uitați, diferență mare între ce era și cum este, nu prea e. Pentru că nu poți să-ți dai seama unde a fost și unde am dat. Decât foarte un pic se vede. Vedeți? Și acum, bun.
Să-l facem alb. Aici albastru. Ok. Și acum gri, ca să-l facem pe ăsta, sau pe ăsta l-am făcut. Stai vopsit. Hai că e bine, că unde-i vopsit nu mai mă lasă să vopsesc. Asta e bine. Asta e bine ca să nu ne încurcăm. Ok, mai trebuie aici. Și treaba e că partea din interior nu mă lasă. Băi, suntem undeva și că suntem în Texas. Ei, vale, închide. Închide ăsta. Nu vrea să închidă. Și ce am? A zis ce să fac astea, mă, că am un client la pompă. O să mai fac niște bănuți. Pentru asta mai deranjeam, mă, frate. Vreau și eu cu vopsitul. Ce-a făcut, mă? S-a făcut pete de ulei aici? Cine intram aici? Au intrat ăștia, cred că să... Ok, încă am toate astea blocate, am deblocat toate astea, asta e bine. Dar asta nu știu ce se întâmplă aici, asta probabil o să-l fac după aia. Bun, haideți până aici să vedem cum am vopsit afară. Este albastru. Lăsați așa puțin. A, dar astea pot să iau direct cu punga, mă. E deschis, mă, tot aici? Ăsta e încă închis, cu scânduri pe el. Deci ok. Deschidem și aici să vadă frumos. Așa, prieteni. Ok. Acum vreau să văd dacă e vopsit tot. Uite, vezi, partea asta nu-i vopsită. Ai, și mi-o dă cu alb, ești nebun. Că nu m-a lăsat să aleg culoare. Ui. Ola. Aici e vopsiu. Ia uite, mă, iar mă dă cu alb, mă. Ești nebun? Hai că am făcut-o steagul Braziliei. Dacă ai dat și te-ai încurcat, aia e. Bun. Mi se pare că am auzit un motor. Cred că a venit cineva să mai punem niște, să mai punem niște motori în. Ei? La partea asta e vopsită, da, exact. Exact cum vă spuneam. Am fost tu un ful mai mare. Păi, prieteni, stați așa puțin. Îi lăsăm vopsitul. Aici se vede șmecher, aici și că e roz. He-he. Hai că da, mă. Ok. Acoperișul îl facem tot negru. Griu ăsta sau ce culoare e? Da. De ce nu mă lasă pe partea asta să mă apuc de vopseală? E, și acum da, dă-mă cu alb. Să mor tu, eram sigur. A, îl vopsește pe ambele părți, mă. Ok, am înțeles, deci de-aia nu mă lăsa. A venit client, mă? Vine client? Bă, dar nu mă lasă ăștia să fac treabă deloc, mă.
Dacă te să aștept să vedem ce cât vrea el să pune. Pui tu așa cum vrei. Haide, boss. Vii, mă ții și de întreabă. Stai că am făcut asta și chiar albă ca zăpadă aici. Așa, ăsta și culoarea neagră. Let's go. Ok, prieteni, cam atât cu vopsitul. Sunt curios dacă pot să vopsesc, dacă pot să vopsesc înăuntru. Ok. Înăuntru, dacă îi facem culoarea asta. Cam asta. Dacă mă lasă, nu știu. Băi, mă lasă, ești nebun? Mecher. Bă, ce frumos se vede înăuntru. E? Ia ta joc, că aici facem orange. Ești de bun. Episodul ăsta suntem vopsitori, prieteni. N-ai ven ce să facem. Trebuie să vedeți pași cu pași cum se întreține, fraților, o benzinărie și cum se face, că nu e chiar așa de simplu. Ne. Bă, dar înăuntru parcă culoarea asta nu-mi place, știi? Parcă culoarea asta înăuntru, nu știu, nu-mi place. Parcă e mai frumoasă albă. Cred că albă o facem înăuntru, prieteni. Și stâlpii, dacă îi facem roz. Sau ce culoare am? Bă... Portocaliu ăla deschis, așa... Bam, bam, bam. Aici avem de vopsit, prieteni. Avem de vopsit, așa că... Terminăm repede. Vedeți, facem frumos aici, că n-avem ce să facem. Bă, să știți că... trece timpul cu jocul, nu te plictisești. Mai multe chestii de făcut și încă suntem la început. Să vedeți nebunie ce o să fie aici, când o să fie pula aici de oameni. Să drească să cit... Am client în benzinărie. Mai vopsim după. Ai venit și ai băgat de 2 euro. Că știam că bagi atâta, nici măcar nu mai veneam. M-am deranjat pentru ce? Ar fi culmea dacă ai putea să vopsești și pe jos. Nu, pe jos nu putem. Era chiar fantastic. Oricum, dușumea nu contează că... Na, e pentru oamenii care... intră, vă dați seama, de afară. Că deja ai prinde mersul cu vopseala. Atât. Dar nu știu ce e drămătura asta aici. Probabil îi putea să o... cu timpul să o scot de aici. Știi? Nu pot să-mi dau seama ce este. O să trească să mergem după aia. Terminăm cu vopsitul, prieten. Și o să trească să mergem să deschidem un portbagajul la mașina aia de acolo de afară. Băi, ăsta e pe acoperiș, mă? Păi, vedeți, asta e prost, că nu mă lasă să ies de aici. Deci dacă te-ai încurcat, trebuie să vopsești, frate, că n-ai ce să faci. Deci trebuie să vopsești. Deci, dacă tu te-ai încurcat aici, trebuie să vopsești, că n-ai ce să faci, că trebuie să vopsești. Asta, uite, vedeți, asta e o eroare în joc, care poate fi corectată cu următoarea... Bun, trebuie să curățăm un pic pe aici, că am făcut un pic de vopsea. E curățenie, calmea, frate, la...
Așa. Bun, haideți să vedem. Am 4 mesaje. Ok, haideți să vedem cu ce putem să deschidem portbagajul la mașina asta. E, hai că parcă pare și ea mai... mai benzinărie, nu? Stai mă, că e unul aici. Asta poate pune, poate pune multă motorină. Hai că am făcut și noi 300 și ceva de bănuți. De ce nu mă lasă să... Ah, ok. Aha. Pe cine știe cum e? Ia, WASD. Nu e bine. Să învățăm să punem asta. Eu nu știu cum se face. Dublează de pară la ganzul. Așa, parcă să mă mișcăm asta. Spre și la... Așa. Ia. Deci pe partea asta cred că trebuie. Da. Încă un pic, mai așa. Încă un pic. Da, invers. Păi stai bossule, așa, păi eu te-am înțeles pe tine, dar... Dar nu înțeleg, deci trebuie să ajungă inelul la de jos de tot. Nici nu înțeleg cum trebuie să deschid asta. Trebuie să mă să citesc mesajul ăla ca să pot să-mi dau seama. Că nu se întoarce de tot, vedeți? Bă, stați așa puțin, că nu e așa, frate. Adă așa că trebuie să citesc aici, să vedem despre ce este vorba. Că nu pot să-mi dau seama cum se deschide. A ver. A, deci făceam bine ce făceam, decât că trebuie să nu mai forțăm mult așa, știi? Când, de exemplu... Hai să vedem. Ăsta e, vedeți? Ok. Mai avem vreo mașină ceva pe aici să deschidem ea? Ce să, că sărăcia asta nu se deschide. Oh, amigo, mi-a dat un tablou. Aici, tată. Imediat, domnul, acum vine Marian să vă pună niște motorină ieftină, 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 ieftină. Ați? Da, noi putem să verificăm, de exemplu... Se pare că dinăuntru putem să verificăm nivelul. Sigur. Stați puțin așa. Sunt undeva la 40%. Uh,
Așa, adică 200 mai avem. Putem să mai cerem. Putem să mai cerem măcar 100. Hai să cerem. Și putem să luăm niște estanterii. Ia uite, putem să băgăm deja decât astea două. Ok. Estanterie pentru... Ăsta e mic și ăsta e mare. Păi luăm direct mare dacă e, nu? Ce să mai... Să mai încolo și încoace. Pentru aperitive. Tot mare. Ok. Și acum probabil... Deschidem ghiozdanul, nu? Estanterii. Aici e intrarea, nu? Aici să punem băuturile. Nici chiar în... No, hai să le punem. Punem una aici. Ok. Una aici. Și cealaltă lângă. Îți pare un pic strâmbă asta sau... Ăla e tat. Mm-hmm. Ia să vedem. Oh-oh! Vedeți? Putem să... L-am cumpărat ăsta. Vedeți? Deci să mergem acum. Păi stai așa, mă, l-am cumpărat. Nu? L-am cumpărat toată. Ah, am înțeles. Trebuie să mergem să curățăm zona. Așa că a venit ăsta să-mi aducă motorină. A venit ăsta să-mi aducă motorină. Trebuie să îi deschidem aici asta. Trebuie să mergem să luăm bidonul. Să luăm bidonul, să punem puțină motorină aici. Mergem să punem la tânculeț și să venim să luăm stivuitorul și să... Bă, da, asta n-a mai venit și mi-a luat gunoiul, mă, de aici. E bine, asta când rămâne fără. Exact acum a rămas fără. Păi și ok, dar de ce nu... Stai așa puțin. Să văd ce mi-apare aici. Prima și prima dată că, na, trebuie să... Da, mă, te-am înțeles. Ăsta e gratis pentru că, cică, unchiul meu l-a cumpărat înainte. Păi da, mă, nene, asta vreau să fac. Bă, da, ăsta n-a venit și mi-a luat gunoiul din față de aici. Asta, gunoiul ăsta nu mi l-a luat. Ce-a făcut? A venit și a luat gunoiul și mi-a lăsat sacii ăștia aici? Așa. Haideți să mergem să luăm tractorașul. Dacă... Ăsta ce butonul ăsta aici? Ok. De ce nu mă lasă să-i pun motorină? Vedeți? Deci nu... Zici că e chel. Și eu scu bidonul în mână. Care e plin. Am înțeles, trebuie să vin aici la ăsta, știi? Dar consumă gloaba asta, să știți. Consumă gloaba asta.
Ok, am cumpărat și un loc de parcare, că zice că mai multe locuri de parcare au automat mai mulți clienți. Opa. Vezi așa că a venit poliția, mă. Ia ziceți, domnul șerif, s-a întâmplat ceva? Asta așa că acum vine Marian și vă pune motorină. Nu-i problemă. Trebuie să faceți și voi full-ul. Că na, plătește statul. Super! 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 Ia să vedem, mă, cât e tanchele. 81%, perfect. Ia, mă, că e cumpărat asta. Parcare, forță, tata. Ok. Bun, hai că am cumpărat și locul de... Bă, a intrat șarpele înăuntru. Nu pot să-l mătur. Este totul foarte... Bă, aici e vopsit, e vopsit. Bun. Deci să mergem la telefon acum. Mă sună munchii meu. Vedeți, aici sunt gunoia, se trăiesc luate. Hello. I see the business is doing well. A sunat ca să mă felicite pentru că afacerea merge foarte, foarte bine. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Am înțeles. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you find it within your finances. Ia uite ce, de când am cumpărat locul ăla de parcare, uitați și voi ce vine aici. Uitați și voi că deja s-a făcut coadă, prieteni. S-a făcut coadă, prieteni. Bang! Hai, următorul. Următorul. Vă așteaptă acolo, în spate. Ah, cred că a venit să cumpere ceva asta, mă. Da, mă, fiți atenți că, uite, mi-a pus deja... Stai așa puțin. Ah, încă le-am blocate. Ei, asta-i tot? Avem una de-aia și una de-aia. Încă suntem la nivelul 1. Ok. Păi mă scuz, bă, stai așa. Trebuie să duc tractorul de aici, nu? Să băgăm tractorul aici, prieteni. Ia să vedem. Avem client? În pompă nu avem client. Ok. Ah, fiți atenți că vin clienții să-și cumpere băuturi, să-și cumpere de-astea. Aici încă e în construcție, mă zice. Bă, nu știu, parcă e mai frumoasă albă, nu? Cred că o dăm pe tot cu alb. Bă, ați venit să cumpărați sau ați venit să faceți? Jaf. S-a rămas aici, nu? Vede că s-a rămas înfipt în... Mai văd capul de treburi, prieteni. Ok. Producte, înghețat, toate nebunile astea încă nu le avem. Pentru că sunt la nivel, așa că am un mesaj. Asta încă tot aici e. Rudy, uh-huh.
Trebuie să mai plătim 3200, fiți atenți din o grămadă. Ok. Asta încă nu-i decisă ce să-și cumpere. L-a plecat, mă. O și pe aici pe afară. Am murdărit ăștia toate chestiile pe aici, toate astea. Bă, da, asta a rămas înfipt aici, mă. Astea nu le pot muta de aici? Aranjăm producturile pe rafturi, prieteni. Asta rămâne. Ia să văd, ăștia cumpără ceva? Ia uite că toate productele care... Bă, s-a ce-a lăsat aici? Toate productele care cad pe jos sau nu trec bine pe la alea, prin scanner, le dau gratuit, auzi? Bă, încă n-am băuturi. Că nu pot să cer băuturi. Ok, prieteni, o să lăsăm episodul ăsta aici, până o să vină cineva să cumpere ceva. O să înregistrăm produsele prin toată casa. Prin casa asta pe aici. Deci avem nevoie de 5.000, fiți atenți. Avem nevoie minus 5.000 și nu avem banii. Ăștia au rămas aici, am filmat, uite, 2. Asta e așa că mă sună. Cred că e unchiul meu. Sigur. Hey, punk. Where's our goddamn money? Ce bucată mi-a dat asta. Nu i-am plătit, bă, fii atent. Fii atent că nu i-am plătit. Nu i-am plătit? Mi-a dat nai. Opa. Păi, nici n-aveam măcar pe ce să fac, de unde să fac 3.000, frate. De unde făceam eu 3.000? Opa, this is a macho man. Cred eu. Da, sigur. Sigur. Sau fi unchi meu, mă? Așa, șmecher de șmecher Barosan? Wake up, Sam. Da, el este. El este, dar vin cam târziu, că m-a leșinat ea cu bătaia. Deci să avem nevoie să-i plătim lui aia banii pentru un împrumut, prieteni. Hey, nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake, a serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan debt. Okay, Mohai. Ok, pot să cer aici dacă vreau bani, dar n-am nevoie să cer bani. Putem să facem decorații exterioare, prieteni. Putem să punem o fântână, putem să punem o bancă afară. Uite-mă asta, 20. Hai mă, că merită. Nu?
De ce nu mă las? A, nu mă lasă, mă lasă. Sau, care-i baiul? Care-i baiul aici? De ce nu mă lasă să cumpăr? Deci nu mă lasă să cumpăr? Sau nu vrea? Ola, ola. Deci nu mă lasă să o cumpăr, nu înțeleg de ce. Banca, iasă, aaa, astea sus cred că sunt diferite nivele care le pot face. Las-mă așa, poate s-a bugăit ăsta. Ia ieși mă de aici. Păi da, bossule, dacă nu mă lasă. Acum mă lasă, om. Hai că fucking shit, da. Să bugăise și el, săracu. Un scaun afară acolo. Și un gas station ăsta. Ăla-i boss. Ia. Ia dă-mă să le pune la oameni aici, să ai bă oamenii mă. De ce trebuie mă? Tablou, panel electric. Aute, cu gheață, cu toate alea. Ia din casă, e partea din partea alaltă. Hai că băgăm toți banii aici. Hai că aici sunt multe porcării. Ia stai. Nu mai e decât partea asta. Open. Ăla e sexy. Și cam atâta, prieteni. Cam atâta că a venit lumea la... aici. Da, am greșit, bă. Am greșit. Am greșit. Am urcat nivelul, mă. Nivelul 2, prieteni, că de-aia am așteptat să facem nivelul 2 la benzinărie. Suntem the best. Ok, aici vedeți, putem să intrăm înăuntru. De acum, ia haide să vedem cu casa cum e. Hai că am ajuns și la... Ok, mersi, mi-a dat bani, ați văzut? Bun, frate. Acum cred că putem... Nu, încă este blocat. Încă este blocat. 53%. Volver. Facem de ăsta repede. De benzină. 200. Și cerem. Să ne vină camionul. Cum e gunoiul pe aici? În dreapta sus este acceptabil. Vedeți? Deja nivelul 2 mi-a făcut loc și aici. Mi-am renovat aici tot. Ăștia trebuie să-i arunc. Trebuie să facem, să mutăm astea, să le mutăm în partea cealaltă. Ne-am făcut loc un pic mai mare. Punem niște motorine la poliție, după care o să trească să mergem să intrăm în garaj, prieteni. Să deblocăm acolo și lucrurile celelalte. Noutăți, o să fie noutăți, prieteni. Ok, thank you. Prieteni, lăsăm episodul de azi aici. Ne vedem în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like. Bineînțeles să comentați cu ce v-ar place și ce nu v-ar place. Marian Notigaie vă salută, până data viitoare, numai bine, ciao, ciao!